văd într-o prezență atât de numeroasă. Este a doua dezbatere în ceea ce privește amplasarea florăriilor și chioșcurilor de presă, carte, pe domeniul public. Și vreau să spun că această dezbatere nu este un exercițiu prin care primarul zice ceva și vă anunță niște lucruri care așa rămân bătute în cuie, ci aștept de la dumneavoastră să contribuiți cu idei și cu propuneri pentru a îmbunătăți acest regulament. Deci avem un regulament de amplasare pe domeniul public a chioșcurilor pentru florării și pentru presă carte. Din ce înțeleg, majoritatea covârșitoare sunt aici pentru florării. Bun. Haideți să pornim de la situația care este în acest moment reglementată. Există o reglementare anterioară din anul 2013, sper să nu greșesc anul, care spune că avem 174 de amplasamente pentru florării. Din aceste 174, 47 nici măcar nu există. Deci nu sunt florării acolo, pe locație. Rămân un număr de florării care se află în următoarea situație. Pe propunerea pe care am făcut-o, 56 de florării, sau mă rog, 71 de florării sunt propuse spre a fi păstrate, spre a rămâne pe locul lor. 56 sunt propuse spre desființare. Și acum întrebarea este, dintre cele propuse spre desființare, de ce vrem să le desființăm? Sunt câteva reguli apropo de cum vrem să folosim spațiul public. Una din reguli este să avem spațiu suficient pentru pietoni. Pentru că de foarte multe ori avem situații în care florării, diverse florării, îngustează foarte mult trecerea pentru pietoni și acolo unde nu avem spațiu de minim 2 metri, nu putem să păstrăm o florărie. Pentru că în primul și în primul rând, spațiul trebuie să fie pentru a putea fi circulată. Acolo unde nu avem spațiu de 2 metri, am propus desființare. Al doilea criteriu este vizibilitatea mașinilor. Dacă mașinile nu pot să vadă în intersecție sau după colț din cauza unei florării, nici asta nu este un lucru în regulă, au fost destule accidente produse din acest motiv și am propus desființare. Al treilea criteriu important, să nu se afle pe spațiu verde. Avem florării pe spațiu verde, ceea ce este total anormal și ele ar trebui să fie pe trotuar, dacă e să le păstrăm. Al patrulea criteriu, important, să nu blocheze semne de circulație, pentru că siguranța în trafic este încă o dată un lucru foarte, foarte important. Deci astea au fost câteva din regulile pentru propunerea pe care am făcut-o. Suplimentar față de aceste reguli, am făcut un pic de... am cerut de la taxe și impozite o situație. Și vreau să vă spun că din toate florăriile care au funcționat și care au formă de funcționare, 62 sunt cu taxele la zi. Doar 62. Deci, eu știu că aici astăzi mai mulți, dar astăzi, sau mă rog, ieri, că situația este de ieri, 62 de florării au taxele plătite la zi. Acum, mie nu mi se pare normal ca acest lucru să se întâmple și să avem cu taxa la zi 62 de florării. Datoriile pe care le au florăriile la taxe și impozite ajung la 3.300.000 de lei noi. Da? Deci dacă e să vorbim în bani vechi, sunt 33 de miliarde de lei vechi. Da? Astea sunt datoriile. Pentru că o parte dintre dumneavoastră, că pot să spun cu siguranță că sunteți mai mult de 62 aici, nu și-au plătit taxele. 62 au plătit. 62 sunt cu taxele la zi. Da. Da. Pentru ce florăriile existente. Sunt datorii de peste 33 de miliarde de lei vechi, 3.300.000 de lei noi. Da? Deci datorii foarte mari.
Pot să vă spun că le-am numărat acum, stăteam și le număram. Din cele propuse să rămână, avem 19 florării cu taxele, toate taxele plătite la zi. 19 din cele propuse să rămână, restul nu-s cu taxele la zi. Din cele propuse spre desființare, avem 3 cu 8, 11 și cu 1, 12. 12 cu taxele la zi. Eu vă spun că asta este inacceptabil. Nu se poate acest lucru. Adică indiferent cum stăm, discutăm despre meserie tradițională, despre faptul că nu e normal să rămânem cu datorii de acest fel. Acum, am mai văzut niște date. Deci, v-am zis, sunt 174 de locații, dintre care pe 47 nu mai există nimic. Din 56 propuse spre desființare, ieri dimineață, 10 erau închise. Din cele 71 care au fost propuse să rămână, 15 erau închise. Deci avem florării care stau închise. Mai am încă ceva. Sunt persoane, sunt și firme, care au nu o florărie. Au mai multe florării. Sunt 9 persoane fizice autorizate, 9 PFA-uri, care au câte 2 florării. Dintre cele 9 PFA-uri, 4 au datorii, 5 sunt cu taxele la zi. Stați așa că ajungem și acolo. Există un PFA care are 3 florării. Deci o persoană fizică care are 3 florării. Toate cele 3 florării au datorii. Nu sunt cu taxele plătite. Niciuna din cele 3, pentru niciuna din cele 3 florării nu s-au plătit taxele. Ce spuneți? Sunt 3 SRL-uri care au câte 2 florării. Probabil că și dumneavoastră sunteți acolo. Dintre cele 3 SRL-uri, un SRL este cu ambele florării cu taxele plătite la zi. Un alt SRL este cu o florărie cu taxele plătite și cu una fără taxele plătite. Și cel de-al treilea SRL e cu datorii la ambele florării. Acum eu vă întreb, dacă de-a lungul timpului, eu nu vă știu, nu vă cunosc, dar dacă nu s-au plătit taxele astea și dacă s-au rămas cu datorii atât de mari, ce ar trebui noi să facem? Care sunt măsurile? Păi termenul de plată era de plătit. Adică eu nu înțeleg, termenul de plată este la taxe și impozite în fiecare an. Există termen de plată în fiecare an pe care unele, dar termenul de plată este până în martie sau până în septembrie. Termenele de plată sunt până în martie sau până în septembrie, nu până în decembrie. Deci jumătate se poate plăti până în martie și încă jumătate până în septembrie, până pe 30 septembrie. Și astăzi suntem în noiembrie și cu taxe neplătite. Deci, dacă e greu, dar sunt unii care au plătit de plată 10.000 de lei. Noi. Sute de milioane vechi. Ce facem cu aia? Păi e răul lor, dar o să se supere. Că până acum au stat fără să plătească și acum... Vă rog, doamnă.
Nu se poate face o plată eșalonată, să lucreze primăria împreună cu dânsii, pentru că mie mi se pare că toată lumea e voluntară să plătească. La întrebare, de ce n-au putut să plătească? Poate au avut anumite cheltuieli, poate au avut anumite probleme financiare. Nu se poate ajunge la o înțelegere cu primăria sau cu fiscul, de exemplu, cu plată eșalonată? Acum, probabil, și se mai întâmplă aceste lucruri cu diverse firme sau cu diverse persoane care au datorii, dacă fac cerere. Dar nu există nimeni cu cerere. Mai degrabă, pare că unii șmecheri și alții fraieri. Mă scuzați. Eu nu cred că e unii cazul. care sunt fraieri sunt aia care plătesc taxe și alții sunt șmecheri care nu plătesc. Poate n-au știut că pot face cerere. Uitați, astăzi toată lumea află că poate să facă cerere pentru eșalonarea datoriilor. Eu zic că dacă ați comunica un pic mai bine, poate lumea ar ști lucrurile astea și eu nu cred că mă scuzați, cred că adică taxele pentru o florărie sunt niște taxe mici. Că de asta avem această discuție. Că altfel nu s-ar da florării, ci s-ar închiria, așa cum există florării în sectorul 2, care își închiriază spații comerciale, care sunt mult mai scumpe. Deci, înțeleg că o parte din persoanele de aici nu își permit să-și închirieze spații. Că sunt florării, lanțuri de florării, care funcționează bine, mersi, nu avem nicio problemă cu ele, că pe asta nu intră în discuția noastră. Și care plătesc niște chirii. Acum, pentru ceilalți, înțeleg că este o sumă mai mică și este o sumă mai mică, semnificativ mai mică, și care n-au fost plătite, unele dintre ele, niciodată. Niciodată. Nu există nicio plată pentru unele din aceste florării. Acum, dacă ele sunt într-o perpetuă criză financiară, nu mi este foarte clar dacă ele vor ieși vreodată, dacă nu s-a făcut nicio plată. Nu știu dacă pot să fac acest lucru. Tocmai eu ce aș propune este tocmai faptul să se înceapă un dialog, tocmai pentru ca primăria să-și recupereze datoria și, mă rog, ANAF-ul să-și recupereze datoria și lumea să fie în regulă, că totuși pare că majoritatea oamenilor e de bună voință și ar vrea să-și plătească aceste datorii, din câte auzim aici. Deci poate ar trebui făcut un pas către o mediere, către o înțelegere împreună cu aceste florării, să își plătească măcar eșalonat, să înceapă să plătească, dar cu multă comunicare către dânsii. Să știe care sunt pașii de făcut pentru a cere această eșalonare. Înțeleg ce spuneți dumneavoastră și este cumva... Aceste lucruri se puteau face. Din 2013 până acum nu s-a făcut nimic în privința asta. De ce avem acum această discuție? Pentru că în acest moment analizăm cum este ocupat spațiul public și de multe ori este ocupat gratuit pe niște conexiuni care au existat la un moment dat și înțeleg că astfel de firme se vând. Florăriile se vând. Deci oamenii încasează bani, dar taxe nu plătesc pe ele. Și spațiul este public. Eu n-am nimic cu fiecare și poate vinde propria afacere, fără probleme. Nu mă deranjează acest lucru. PSRL. Mă scuzați. Se poate la SRL, se pot multe. Există multe tertipuri pe care le-am văzut. Majoritatea au PFA-uri. Într-adevăr, așa este. Majoritatea au PFA-uri. Dar întrebarea este... Și, nu vă mai spun că este o doamnă care mi-a zis că s-a întors din Anglia, că vreau să-i desfințez florăria. Și ea stătea în Anglia. Nu știu dacă e aici în sală. M-am întâlnit cu cu dumneavoastră? Da. V-ați întors din Anglia. Unde stăteați de cât timp, doamnă? Da, vă întreb de cât... Păi, vă rog, de când timp sunteți în Anglia? Domnul primar, eu nu locuiesc acolo în Anglia. Ce spuneți? Eu nu locuiesc în Anglia. Am fost în vizită la familia mea, cum v-am și spus.
Am frații. Cât timp, doamnă? Haideți, că am avut această discuție unul la unul. Da, cât timp ați fost plecată? Stă mai mult de o lună de zile. Și oricum mătușa mea a funcționat acolo. Păi deci a funcționat mătușa, nu dumneavoastră. Și întrebarea este, putem și e normal ca la aceste florării să funcționeze mătușa, unchiul, vărul, prietenul, cunoștința? Da, este foarte normal, domnul primar. Ce spuneți? Este foarte normal. Mătușa mea pentru amândouă funcționa. Când vă dau cuvântul, da, imediat o să vă dau cuvântul, da. Deci, avem și astfel de situații în care, de fapt, cine a preluat florăria nu o operează, nu stă la florărie. Este o realitate. Lucrează altcineva decât persoana care are contractul. E o realitate, trebuie să înțelegem și acest lucru. Și trebuie să ne întrebăm dacă e normal să lăsăm florăria prietenului, vărului, de-al doilea, de-al treilea, de-al cincilea, sau persoana care chiar face meseria, stă acolo în florărie sau nu. Și eu am tot respectul pentru oamenii care muncesc și care nu-și găsesc alte metode de a face rost, de a-și întreține familia. Am tot respectul din lume. Există și vreau să sprijin aceste persoane atâta timp cât se supun unor reguli care nu mi se par anormale. Regulile astea sunt simple. Ne plătim taxele, facem curățenie, funcționăm. Adică nu, să nu ținem o florărie pentru că nu vreau să o ia altcineva. Că am auzit și de cazuri de-astea. Eu am două florării, nu le folosesc pe amândouă, dar dacă o las pe una din ele, sigur vine altcineva să-mi ia. Și mai bine o țin eu. Și vă zic că sunt cazuri și de-astea. Și nu, asta nu mi se pare normal. Da? Și eu aș vrea să găsim împreună o rezolvare la această situație. Vă rog. Bună ziua! Și aș vrea să spun colegilor mei că nu vorbesc în numele meu și în numele altor, multora. Dumneavoastră a spus că... Auziți? Nu vă auziți în online. În online nu vă auziți. Dumneavoastră ați enumerat un regulament de ordine interioară pe domeniul public. 4 puncte ne-a spus, da? Eu, de exemplu, majoritatea dintre noi, deci nu ne regăsim în acel regulament care a spus noastră, cu semnele de circulație, cu 2 metri, și totuși suntem propuși spre desfințare. Deci de aici ne dăm seama că lista întocmită de către, nu știu, subordonați noastră este greșită. Eu vă dau un exemplu, la mine trotuarul este de 10 metri. Da? Sunt cu spatele la stradă, n-am nici semn de circulație, n-am absolut nimic, dar nu sunt pe listă de a rămâne. Așa și colegul meu, așa și colega mea și așa și toată lumea. Aveți în schimb un loc de păstrare, pe Făinari, la colț cu intersecție, nu funcționează nimeni de minim 7 ani de zile, dar în schimb este pe lista aceea. Deci dumneavoastră veți să eliminați locurile care oamenii își întrețin familia și să le păstrați pe astea care nu sunt bune ca să-și dea faliment singuri. Deci ca să renunțe ei singuri, nu eu v-am renunțat, voi ați renunțat singuri. Deci ăsta e un plan pus la punct. Deci repet, din cele 4 puncte enumerate de dumneavoastră, și poate să fie 10, eu din punctul meu de vedere... Mai este și cel cu taxele. Dar liniștiți că nici din acela... Nu, repet, din tot ce ați enumerat dumneavoastră, nu se regăsesc la mine. Și totuși sunt propus pe desfințare. De ce? Mă scuzați, unde sunteți dumneavoastră? Are, ca să înțelegem. Nu vreau să par în fața colegilor mei că vreau eu să mă bat pentru locul meu. Ok? Reprezint mai mulți colegi de aici care nu se regăsesc în ce a spus dumneavoastră, domnule primar. De exemplu, la Făinari, unde spuneți dumneavoastră că nu funcționează. Ardeleni. Și credeți-mă că blochează intersecția. Eu era să intru cu mașina în el. Ok. Rămâne pe loc. Bun. Haideți. A semnat ca să pot să vă răspund. Vă rog. Lista, repet, este prost întocmită sau făcută în așa fel încât oamenii să renunțe la meseria asta că nu-i vreți dumneavoastră în oraș. Asta e din punctul meu de vedere, așa se lasă. Ok. Lista asta nu a fost votată încă și de asta am pus-o în consultare publică. De asta mă întâlnesc astăzi cu dumneavoastră,
Tocmai pentru că știți mai bine care sunt aceste lucruri decât le vedem noi mergând prin oraș, că am fost prin oraș să le vedem și poate unele ni s-au părut că funcționează sau nu funcționează sau că ar trebui să fie păstrate din diverse motive, dar poate nu sunt cele mai bune. Unul din sensurile acestei dezbateri este și să modificăm lista. Dacă avem o listă de modificat, haideți să o modificăm, că nu e bătută în cuie. Sigur, pe asta zic. Eu, de exemplu, astă vară n-am funcționat 2 luni de zile, am fost cu fetița mea în spital. Da? Și n-a funcționat și m-a găsit poliția locală că nu funcționez. I-am zis, domnule, dacă vreți, aduc documentele că am fost în spital la Oradea cu fata mea. Nu pot să stau, nici eu, nici soția, că ne-am internat cu ea. Deci am avut niște probleme medicale. Sunt cazuri la toată lumea aici de față. Dar nu puteți să spuneți dumneavoastră, cum a spus rândul trecut, că în martie n-a funcționat lumea. Când lumea atunci se luptă ca să facă un ban. Eu vă zic că au fost și în martie care n-au funcționat. Păi sunt, astea vi le număr eu acum, care le aveți dumneavoastră pe listă. Le aveți dumneavoastră pe listă care nu funcționează de 5 ani de zile, vi le spun eu dacă vreți, că le știu. Avem, după cum v-am spus mai devreme, sunt 15 florării dintre cele propuse să rămână, care nu funcționează. Le știu pe din afară. Deci 15. Că lista e întocmită greșit. Nu este întocmită greșit, este întocmită după niște reguli. Dacă dumneavoastră spuneți că locațiile alea nu au VAD, că și asta e o discuție, dacă nu sunt, nu funcționează pentru că oamenii au plecat și nu-i mai interesează, sau poate nu funcționează că n-au VAD. Nu știu care este motivul, n-am de unde să-l știu. Voi știți mai bine decât mine acest lucru. Ce pot să vă spun este că această listă este pusă în dezbatere și că putem să o modificăm. Ce nu mi-aș dori să se întâmple și este o problemă peste tot, este să avem 6 florări într-o intersecție. Asta nu văd cum poate să funcționeze la modul legitim. La ora asta, în sectorul 2-6 florări într-o intersecție. La Maica Domnului sunt 5. Ok, nu-i problema mai asta. Păi, știu, dar eu vă zic că există. La Eminescu cu Moșilor sunt 6. Sunt nefolosite unele dintre ele. Deci, ce vreau eu să vă spun este așa. Dacă ce am mai observat, mă scuzați puțin, ce am mai observat este că în ultima vreme florăriile arată mult mai îngrijit. Felicitări! Iată că există și o parte bună a acestei dezbateri, faptul că florăriile arată mai îngrijit. Bă, imediat. Multe persoane. A venit poliția locală la mine și mi-a scris pe procesul verbal felicitări că sunteți cu absolut toate la zi. Și în schimb nu am fost pe listă. Că domnule, asta nu înțelegem. Cum s-a întocmit lista? Deci noi vrem să modificăm lista care n-au funcționat ani de zile, bineînțeles să se ridice, care au de plată... Ajutați-ne aici, vă rog. Da, dar care vă rog. Un semestru de plătit, nu e ceva grav. Dar și un an. Cine are un an de plată, nu mi se pare așa de grav. Dar cine este cu datorii de 3, 4, 5, 6 ani... Ok. Nu mai e de discutat, dar cei care s-a modificat acea listă? Nu mi se pare ceva. Nu s-a modificat acea listă, am actualizat informațiile pe care le avem despre acele florării, dar lista asta nu este bătută în cuie, după cum v-am zis. Bănuiesc că colaborați cu asociația care ne reprezintă, nu? Că aveți un protocol cu ei semnat, mă gândesc. Sectorul... Nu avem un protocol semnat cu asociația. Eu știu că există un protocol semnat cu asociația. Pentru asta? Pentru florării? Da, până ne reprezintă asociația florarilor, nu? Am înțeles. Ok, vă rog. Am avut discuții cu asociația florarilor, am avut discuții și păstrăm un dialog cu asociația florarilor. Foarte și, din punctul meu de vedere, asta este un lucru normal. Și un protocol despre cum se întâmplă cu aceste florării n-avem, că evident asociația florarilor vrea să apere toate florările, că nu poate să spună dați-o pe aia afară sau dați-o pe aialaltă, că e asociația tuturor florarilor. Nu? Nu? E corect. Nu pot. Adică dacă vine asociația florarilor și îmi spune desfințați 5 florări, nu o să-i săriți în cap și o să zice, păi trebuie să ne apărați pe toți? Așa o să faceți, nu? Da, sunt florările care nu funcționează. Ok. Deci nu, asociația florarilor este nerezonabil să-i cer, să-mi spună, ce florării să desfințez? E nerezonabil, că nu o să o facă, la mod onest. O să-mi spună, domn primar, știți că eu știu că sunt unii care nu respectă regulile? Unde se poate? Se repoziționăm, da, unde se poate. Nu se poate peste tot.
Nu. Ascultați-mă puțin. Ascultați-mă puțin. Deci, nu se poate peste tot. În unele locuri nu se poate. În unele locuri sunt prea... Mă scuzați. În unele locuri sunt prea multe florării, pur și simplu într-o intersecție. Acum nu știu dacă ar trebui mutate altundeva. Că, poate se pot muta și altundeva, că nu e o problemă asta. Dar dacă noi vrem să avem 5 sau 6 florării într-o intersecție, repet, Maica Domnului e cu 5 florării și una dintre ele este aproape tot timpul nefolosită. Da? Nu suferim toți, doamnă. Fiecare... Nu, doamnă, fiecare poate să-și susțină propria cauză și să facem lucrurile în așa fel încât cei care își păstrează curățenie, își plătesc taxele, respectă regulile astea, să rămână. Ce spuneți? Au venit cu desființare la dumneavoastră. Depinde de adresă, nu știu. Mă scuzați puțin, imediat. Ce adresă, doamnă? Dimitrie Pompeiu, numărul 9. Aveți dispoziție de desființare. Pe lângă imediat ne uităm să vedem numai exact. Numai pe lângă dânsa sunt vreo 4 rulote cu cafea care nu funcționează. Alea nu sunt desființate, alea rămân pe loc. Alea din cauza nu știm. Alea nu sunt pe acest regulament, sunt pe alt regulament. Eu nu mă regăsesc în regulamentul dumneavoastră. Eu nu mă regăsesc în regulamentul dumneavoastră. Dar spuneți-mi adresa dumneavoastră ca să vă spun de ce. Ștefan cel Mare, numărul 4. Ștefan cel Mare, numărul 4. Ok. Stați să vedem mai întâi pe doamnă cu Dimitrie Pompeiu. Știm de ce e propus. La... 14, scuze. Ok, bun. Și pe scuze la mine. Deci... Ideea principală este așa. Eu v-am zis care sunt regulile. Da? Deci regulile pe care pare că le agreați. Că dacă nu și-a plătit taxele, că dacă nu lasă spațiu... Ascultați-mă puțin. Că dacă nu lasă spațiu pentru pietoni, că dacă e o problemă pentru semnele de circulație. Deci pe asta ne-am înțeles. Ăsta e un lucru tare bun. E un prim pas important. Cine nu se regăsește pe listă și respectă toate aceste reguli, îl rog să-mi trimită o hârtie, un e-mail către primar@ps2.ro și să spună cu... Nu, noi facem cu asociat. Domn primar, eu îmi cer scuze, n-am intervenit. Vreau să las la latitudinea fiecărui să vorbească cam ce îl doare, dar dumneavoastră ați pus o listă în care explicați-le oamenilor, că aici mă deranjează un aspect. Dacă nu ne spuneți oamenilor adevărul, atunci trebuie să vorbesc. Dumneavoastră ați ales 71 de locații, dar nu firmele, ați ales locațiile în care cele 126 de locații, să spunem, existente, trebuie să se bată pentru cele 71 de locații, cele care au fost gândite de dumneavoastră în urmă. Este adevărat? Nu. Atunci, cele 71 de locații au continuitate? Vor avea 71 de familii continuitate pentru acele locuri? Nu am decis asta încă. Este una din deciziile pe care trebuie să le luăm împreună. Asta. Am înțeles. Și urmează să le dezbatem și pe asta. Dar, și asta este important. Ce se întâmplă după aia? Da? Că părerea mea este că nu există 120 și ceva de persoane. 127. Nu există 127 de persoane care sunt funcționale, care au taxele plătite în ultimul an. Păi cum să nu vorbim de taxe? Ok. Nici. Păi era bine pentru toți dacă se plăteau taxele. Păi nu v-ați ocupat. O să fie plătiți. Am trimis o invitație, o adresă de mail, chiar două, sunt înregistrate. Nu ne-a răspuns la niciuna nimeni din primărie. Nu știu de ce. Nu ne-a răspuns nimeni. Una e trimisă către dumneavoastră, una e depusă la registratură. Dacă doriți, acum sunt secretar și vă dau și bonurile de înregistrare să vedeți și data și tot.
Dacă vreți, vă dau și eu data și ora. Nu când le-am înregistrat, ci când le-am trimis. Ascultați-mă și pe mine, vă rog. Da, data și ora, cu cine a fost la mine prezent la audiență. Dacă vreți, vă transmit și asta. Sunt niște probleme interne pe care trebuie să le rezolvați și dumneavoastră. Nu doar eu. Din asociație n-a fost nimeni la dumneavoastră. Aici s-ar putea să greșiți. Nu cred. Nu, din asociația noastră a florarilor nu a fost nimeni la dumneavoastră și garantez. Poate a fost altcineva care vrea să răspundă de florar, dar acești oameni nu o să meargă cu nimeni decât cu asociația. Atunci cu soare, dar la mail-ul care l-am trimis, noi e altceva. Bun. Domnul primar, ăstea nu mai val. Haideți să construim ceva pentru oamenii ăștia, să-și rămână fiecare. Își angajamentul, își plătesc locurile. Angajament e una. Și nu-l ceea plătesc, ce fac... Nu și l-au plătit la termenul cu tare, ridicați. Păi nu-s plătite foarte multe, eu asta vă spun. Și le plătesc. Garanție. Da. Deci nu are niciun fel de garanție. Asta una la mână. Doamnă, de ani de zile nu s-au plătit. Dar eu, problema mea în situație. Dacă vorbiți toți deodată, nu reușim să ne înțelegem. Da. Mă rog. Vreau să vă întreb și eu un... Deci, eu nu mă regăsesc pe lista de... Deci sunt la 127, moșilor 127. Okay. Vreau, dacă nu lăsați multe florărețe pe intersecție. E plătită la zi. Punct și virgulă. Și singură pe intersecție. Moșilor cu Carol. Alo. Adevărul adevărat, acum ani de zile în urmă, aveam locația în față la CEC. Când a venit PDL-ul, forțat într-o duminică, a spus dispar din geam. Și m-a pus în față la Imperial. Locația o am la 127. Mulțumesc frumos. Deci trotuarul acum, nu mai sunt mașini pe trotuar. E cel puțin 10 metri. Da? Nu incomodez pe nimeni. Pot să iau chioșcul de acolo să-l mut la locul lui? Ca să nu mai stau? Plătită la zi, fără niciun fel de datorie. Am locația 127. Ce vreau să vă spun așa, este că voi favoriza cu siguranță pe toți cei care sunt cu taxele plătite la zi. O să mă asigur personal că cei care sunt astăzi cu taxele plătite la zi vor avea un loc, că mi se pare normal să se întâmple chestia asta. Deci, au respectat autoritatea publică, au respectat contractul, mie mi se pare normal, acum o să vedem care e locația, cum se întâmplă și așa mai departe, o să discutăm cu ei și o să ne asigurăm că au un loc. Nu vă supărați, dar iar greșiți din punctul meu de vedere. Pentru că sunt persoane care n-au apucat să-și plătească anul în curs. De exemplu, eu. Eu m-am împrumutat de bani să ajung cu fetița mea la spital. Și am decât, să nu zic, 600 de lei restanți. Înseamnă că eu nu mai beneficiez de clemența dumneavoastră? Eu spun că cine este cu taxele plătite la zi va avea prioritate. Nu înseamnă că ceilalți nu... o să dispară cu toții. Dar vă spun că eu o să mă asigur personal că toți cei care sunt cu taxele plătite la zi, că nu stau acum să văd... Nu o să aibă probleme. Mă scuzați puțin. Nu o să stau acum să văd, să întreb pe fiecare dacă a avut un copil în spital sau mai știu eu ce. Cine are taxele plătite la zi va avea prioritate cu siguranță. Restul nu înseamnă că o să dispară cu toții. Nu înseamnă. Cu altceva, că altfel cu siguranță. Și cu siguranță o să fac o diferență între cei care au restanțe de mai mulți ani și cei care au restanță pe anul în curs. Că e o diferență foarte, foarte mare între cineva care nu și-a plătit niciodată taxele, că avem și florării din astea, și cineva care, nu știu, poate anul ăsta a avut o problemă. Deci da, vom face o diferență. Rugămintea mea, ca să terminați cuvântul, să explicați că mulți dintre ei nu înțeleg. Acum ai putut altceva ce a spus dumneavoastră. Dacă nu interveneam eu, ei nu înțelegeau chestia asta. Așa. Dar să nu se facă discriminare. Tu ești plătit la zi, tu n-ai plătit o lună zbori. Nu, dar dacă n-a plătit... Bun. Vă rog, plătit 7 ani, să ducă la... Dacă n-a plătit 7 ani, ce putere mai are domnul primar? N-a plătit 7 ani, să ducă să vândă... Păi și atunci cu asta vă explică. Bun. Vă rog să nu ne certăm, vă rog să nu ne certăm. Cred că pot ieși lucruri bune, mai ales că din ce înțeleg eu de la dumneavoastră, agreăm faptul că regulile nu sunt nerezonabile. Domnul primar, îmi permite și mie o secundă, vă rog frumos. Vă rog, doamnă. Eu am o singură întrebare la dumneavoastră. Vă rog. Asociația și cu dumneavoastră colaborează? Da. Cum colaborați dumneavoastră cu asociația? Îmi scuzați întrebarea insistentă. Am avut discuții de mai multe ori și avem discuții.
Când a fost ultima discuție a dumneavoastră cu domnul președintele al asociației? Bun. Aceste 71 de locații care dumneavoastră spuneți că rămân, de ce se aude în popor că vor fi licitate? Yes. Păi eu n-am pomenit, eu așa am auzit. Sunt primul venit prin serviciu. A spus așa. Vă rog. Vorbesc e rândul meu. Nu vă certați între voi, vă rog. Eu nu cer cu nimeni, eu vreau doar să discut cu dumneavoastră acum. Vă rog frumos. Da. Vă rog frumos, ascultați-mi. Este o discuție legitimă asta, dar nu am propus deocamdată licitația. Aș vrea să... Deocamdată, pentru că... Când ne licităm, ascultăm primar. Ascultați-mă. Hello. Dacă nu mă ascultați, nu pot să vă povestesc. Ura! Iar nu înțelegeți că nu mă lăsați pe să asta explic. Trebuie să ne face să înțelegem ce se va întâmpla cu noi florarii. Dacă mă lăsați să vorbesc... E altă. Ce Doamnă. Se întâmplă cu noi? Noi niciodată nu ne apără nimeni cum trebuie. Niciodată nu știm ceva concret. Doamna Stan, tu ai dreptate. Acum lasă pe domnul primar. Deci. Bun. Deci. Ascultați-mă că este o discuție. Ascultați-mă și vreau să înțelegem această discuție. Aș vrea să înțelegem această discuție. Eu vreau să se întâmple aceste lucruri în primul și în primul rând ca cei care au taxele plătite și cei care, să zicem că au taxa, n-au plătit-o, dar doar pe anul ăsta, să fie favorizați. Asta e foarte greu cu licitație. Vă spun. Păi vă zic de ce e complicat cu licitație. De ce este cu licitația? O să vă spun. Vă explic imediat de ce este o discuție, dar... Doamna, ascultați-mă că dacă nu mă ascultați, vă inflamați de la niște... Să termine cap-coadă discuția. Dacă nu mă ascultați, ajungem iară să ne certăm degeaba. Și n-are sens. Doamna, ascultați-mă până la capăt. Vă rog frumos, vă rog eu mult. Eu îmi doresc să iasă cât mai bine pentru cât se poate de mai bine pentru toată lumea. Asta este ce îmi doresc. Nu îmi doresc să câștig mai mulți bani sau mai puțin bani sau îmi doresc să existe o responsabilitate. Da? Există o discuție care ține despre florării în sine, despre încăperi, nu știu cum să le zic, chioșcuri. Am avut și am în intenție să cumpăr din partea primăriei, să cumpăr niște modele noi de florării care să arate bine, să fie un mobilier stradal frumos. Nu e greu, să știți. Păi ascultați-mă. Asta și vrea să facă și după aia dăm și noi răspunsurile. Da. Păi lăsați să te rămâne în coadă. Ascultați. Ce ne convine, acceptăm. Ce nu ne convine, ne acceptăm. Da. Corect. Tăceți. Corect. Deci, dacă facem acest lucru cu acest, cu acest mobilier, exista inițial dorința sau mai știu eu ce, ca dumneavoastră să-l plătiți, ceea ce pare nerezonabil în acest moment, pentru că costurile sunt mari. Ascultați-mă până la capăt. Dacă mă lăsați să termin, dacă mă întrerupeți, nu am cum să termin. Durează mai puțin dacă mă lăsați să vorbesc decât dacă mă întrerupeți în permanență. Și atunci există discuția că le cumpără primăria și vi le pune la dispoziție în schimbul unei taxe. Doar că legea nu ne lasă în acest moment să vă punem la dispoziție decât în urma unei licitații. De asta a apărut această discuție. Dar nu am luat încă decizia că le facem. N-am luat această decizie și vreau să mă consult cu dumneavoastră. Pentru că dacă e să avem niște florări care să arate mai bine și să nu fie că unele dintre ele nu arată chiar bine în acest moment, ar fi mai acceptate și de restul oamenilor. Și atunci discuția acum este... Ascultați-mă! Niciodată nu! Nu mă întrerupeți, nu am terminat. Nu am terminat. Eu am înțeles. Băi,
Fiți mă calm, stați ușor și ascultați la domnul primar. Lăsați-l să vorbească și domnul primar, după care vă spuneți sau ridicați mâna. Încercăm să găsim soluții. Încercăm să găsim soluții ca acest lucru să se întâmple fără licitație. Încercăm să găsim soluții, că înțeleg că nu vă convine și că după aia vă certați între dumneavoastră. Mă permiteți. Ascultați-mă, vă rog, că am ceva de spus ca să înțelegeți și ce am eu de zis aici. Nu este vorba dacă vă permiteți sau nu, că nu trebuie să plătiți întreaga sumă, că acele florării, dacă le cumpărăm, le cumpărăm și pentru oraș, nu doar pentru dumneavoastră. Nu devin ale dumneavoastră, nu trebuie să le plătiți cu totul. Deci puteți să plătiți o sumă mai mică decât costul lor. Problema cea mai mare, pe care o înțeleg, este că trebuie să vă certați între dumneavoastră, că cineva vine să liciteze pentru florăria altcuiva. Am înțeles această reținere a dumneavoastră. Vă rog să mă ascultați. Să spune domnul primar asta, că dumneavoastră în ședința care am avut-o primul venit. Asta am spus, așa este. Așa este. Dar ascultați-mă. Deci, încercăm să găsim o variantă în care, dar nu știu dacă găsim pe lege, o variantă în care să cumpărăm noi mobilierul. Mobilierul pe care l-am văzut la alte sectoare este între 15.000 și 20.000 de euro pentru fiecare chioșc. Ascultați-mă! Liniște, vă rog! Ascultați-mă puțin! Și avem garanția că rămânem pe poziție 25 de ani? Ascultați-mă, vă rog! Vă rog un pic de liniște! Vă rog un pic de liniște! Vă rog un pic de liniște! Este nerezonabil să credem că dumneavoastră puteți plăti într-un timp oricare suma asta. Nu cred că se poate plăti această sumă și consider că felul în care arată florările este și o treabă a orașului, nu doar a florarilor. Deci... ar fi cazul să ne dea cadou să păstrăm curățenia farmaciei? Asta sună prăbăriei. Ascult. Deci, este... Da. Doamnă, ascultați-mă. Mai ascultați-mă un pic, vă rog. M-ați întrebat de unde a venit discuția despre licitație. Nu intenționez să fac licitație. Haideți să clarificăm asta. Bun. Bună seara, îmi permiteți și mie să vorbesc, vă rog. Căutăm variante. În acest moment, ascultați-mă, dacă nu mă ascultați și mă întrerupeți în permanență, nici n-apuc să termin și nici măcar iară vă ambalați de la niște chestii care nu se întâmplă. Deci, căutăm variante prin care acest lucru se poate întâmpla. Căutăm variante. Dacă nu se poate întâmpla acest lucru, deci dacă nu putem să cumpărăm și să vi le punem la dispoziție fără licitație, atunci posibil să nu mergem pe această variantă care oricum durează. În niciun caz nu s-ar întâmpla de la anul. Că și dacă facem noi mobilierul acesta, nu s-ar cumpăra la anul. Deci. Bună seara! Bună seara, îmi permiteți și mie să vorbesc, vă rog? Bun. Fiecare pe locul lui, nu se poate. Da. Fiecare pe locul lui. Bun. Nu, pe mine, să știți, nu mă interesează. Nu.
Mai vreau să zic o chestie care, ascultați-mă cu toții, pe mine nu mă interesează să elimin din Florării. Nu vreau să ajung la 30 sau 40 ca la alte sectoare, că la alte sectoare sunt 40. N-am vreun concurs cu nimeni. Nu am niciun concurs cu nimeni. Singura mea miză este ca spațiul public să fie folosit corect și cei care sunt acolo să nu încurce pe alții și să-și plătească taxele. Asta este ce mă interesează. Deci asta este ce vreau. Nu. Deci, ce o să propun la vot este așa. Da, la un moment dat o să vedem care este acel moment. Cine nu are plătite taxele la zi, se va rezilia contractul. Cu totul. Și acel contract poate fi pus la dispoziție, dacă locația rămâne, dacă nu știu ce, poate fi dispus la dispoziția altcuiva. Cum se pune la dispoziția altcuiva? Încă n-am stabilit, aștept de la dumneavoastră propuneri care să fie mulțumitoare. Dar vă zic, dacă nu-și plătește taxele până la data de, se reziliază. Și atunci florăria aia va ajunge la altcineva care n-are datorii. Nu, doamnă, cele 70. Nu vorbesc de toate. No. Ascultați-mă. Domnule primar, trebuie să păstrăm niște reguli. Unele dintre reguli sunt și să nu avem 6 florări într-o intersecție, să avem 2, că 2 mi se pare ok. Și celelalte 4 ce vor face, domnul primar? Celelalte 4 care sunt în intersecție, ce vor face? Ce vor face celelalte 4? Dacă eliminați dintr-o intersecție. Într-un fel care nu mai este compatibil cu orașul pe care îl vrem acum. Și nu vreau să spun mai mult, că sunt unele florării care stau de mulți ani și care nu vând doar flori. Dar nu vreau să intru în discuția asta. Păi intrați, este a nu știu câte oară când faceți această afirmație în public, domnul primar, că se întâmplă alte lucruri în florăriile astea. O să mă văd eu... Nu vă bag pe toți, de-aia spun. Nu. Ok. La sectorul 1, câte florării sunt la sectorul 1? Mult mai mare. Am avut o discuție cu doamna primarul. Da. 6 ani, oamenii plătiți din ce cauză? Să elibera niciun avis. Și oamenii nu putea să-și plătească. Sunt înțelegere. A vorbit un consilier al doamnei primar și au făcut eșalonat. Au plătit oamenii și acum dat acordul de funcționare. De ce nu putem să găsim aici varianta asta? Și a fiecare eșalonat. Nu se poate fiecare, pentru că unele florării îngustează, nu respectă regulile astea. Unele florării nu respectă regulile de care am spus. Cum? Ok, veniți dumneavoastră cu o soluție, dacă spuneți că se construiește, veniți cu o soluție și eu vă spun că, unul la mână, dacă nu vă regăsiți pe lista de 71, pe care o să o revizuim și cu cele care sunt nefuncționale, da? Deci dacă nu vă regăsiți pe această listă, vă rog frumos să trimiteți către primărie o hârtie în care să spuneți. Cine vrea să trimită prin asociație, să o facă prin asociație. Cine? Mă scuzați. Nu, că trebuie să spun o chestie importantă. Asociația nu reprezintă pe toată lumea de aici. Haideți să o spun onest. Cine vrea să o facă? Ascultați-mă! Liniște, vă rog! Cine vrea să o facă prin asociație, e liber să o facă prin asociație. Cine vrea să o facă direct la primărie, poate să o facă direct la primărie. N-am nicio problemă, vorbesc cu toată lumea. Și cu asociația și cu oricine altcineva. Deci nu am niciun fel de problemă. Da? Da. Că sunt 40 în cel mai mare.
director, nu? Dumneavoastră a zis. Da, atâtea sunt. Da. În sectorul 2 sunt de departe cele mai multe florării de peste tot. Dar, de la obor de aici, da. Dar și în propunerea mea rămân dublu față de alte sectoare. Da? Deci, haideți, vă rog, propunerea, că dacă îmi veniți cu lista de toate florările, pe cuvânt că nu stau de vorbă. Deci vreau ca fiecare să aibă o explicație clară de ce ar trebui să rămână pe regulile pe care le-am zis mai devreme. Dacă iar îmi vine Asociația Florarilor că toate trebuie să rămână în picioare, atunci înseamnă că sunt degeaba de vorbă. Da? Că dacă asta o să facă Asociația Florarilor, nu? Eu de asta vă rog pe dumneavoastră, care aveți câte o situație personală, să o descrieți, că o să o citesc. Acea situație personală. Dacă spuneți că trebuie să rămână, că ea, nu știu ce, s-a îmbolnăvit cățelul și nu știu ce, pisica, s-a îmbolnăvit pisica și n-a putut 6 luni de zile să funcționeze florăria. Da. Domnul primar, nu ironizați, vă rog, situația unui copil bolnav cu îmbolnăvirea unei pisici, că asta faceți în momentul de față. Adică domnul de mai devreme v-a spus situația personală despre copil și acum o comparați cu o pisică sau cu un cățel. Este foarte urât lucrul ăsta. Ancanica este numele meu. Nu doar atât. Nu, mă interesează și locația. Dar v-am spus că o să fac tot ce ține de mine, ca cei care au taxele plătite la zi sau, mă rog, hai să zicem că nu și le-au plătit pe anul ăsta, să aibă... Da. Vă rog. Vă rog. Bună seara! În orice fel vor, nu pe mail. Bună seara, m-auziți și pe mine? Mă scuzați, unii s-ar putea să se simtă mai reprezentați decât de ei înșiși, decât de domnul Dincă, da? Dacă ei își doresc să fie reprezentați de domnul Dincă, nu mă deranjează. Să fie reprezentat, domnul Dincă, acum ca să fim onești, domnul Dincă nu reprezintă Asociația Florarilor, că n-are voie. Da? Deci doar informal poate să reprezinte Asociația Florarilor, da? Doar informal. Mă rog. Înțeleg, dar să știți că formal nu are acest drept. Da, așa este. Foarte bine, mă bucur. Nu zic asta, nu zic că nu este așa. Eu vă zic. Nu mă deranjează, dar ascultați-mă, că nici nu o să accept că toată lumea îmi pune o poveste, că vine domnul Dincă cu 5 povești lacrimogene trase la Xerox pentru fiecare. Cine a pus o petrecere de pietoni? S-a refăcut în timp, ok. Vă rog. Cum e situația cu mine? Dar eu nu știu în ce zonă sunteți dumneavoastră. Vă rog din suflet. Nu știu. Deci eu de mic copil muncesc acolo. De la vârsta de 10 ani, în Pantelimon, 1856. Doamnă, nu am cum să verifică dumneavoastră ați muncit, că n-am... Este un istoric de când este acel loc. Și
Cum ați aflat că am fost plecat în Anglia, trebuie să aflați și asta, domnul primar. Dacă erau 174 de florării, toată lumea zicea că toți sunt în situația asta. Dar știm cu toții că nu e așa. Nu zic că dumneavoastră nu sunteți. Că probabil că sunteți, dar noi nu avem cum să verificăm acest lucru. Dar vă mai spun o dată ce am zis. Cine este cu taxele plătite la zi? Cine a fost ieri cu taxele plătite la zi, că acum s-ar putea să fie mai mulți? Cine a fost ieri? Cu siguranță are din partea mea toată susținerea pentru a continua, poate nu în locul ăla, poate îl mai mutăm, poate nu știu, vedem. Dar are toată susținerea. Da. Da. Cine are taxele plătite la zi? Că sunt foarte mulți care n-au. Da. Să-l mutăm. Da. Ce nu înțelegi? Da. Am mai zis o dată. Mă rog. Am mai zis. Imediat intră și online. Imediat intră și online, da. Da. Haideți să respectăm pe domnul primar să vorbim pe rând, că nu-i frumos. O să iau din online după ce... Alo, ce se întâmplă aici? Liniște! Vorbim pe rând. Ce spuneți? După aceea, dar până acum ce au așteptat? Păi, ce au așteptat până acum? De ce-s cu 5 ani neplătiți? Da. Cum ați? Deci sunt cât? 39.000 de lei, 55.000. Avem florării care au datorii de 55.000 de lei noi. 550 de milioane. Domnul primar, nu e nicio șansă acolo. Bun, o să iau din online și după aceea pe dumneavoastră că a ridicat de mult mâna, da? Da, da, iau din online că tot așa. Vă rog un pic de liniște. Vă rugăm să faceți liniște că se vorbește online tu. Cineva dorește să vorbească din online. Vă rog frumos. Bună seara. Bună seara. Anca Nica, sunt de la Asociația E-România. Domnul primar, mă bucur că văd că de data asta sunteți cu temele mai bine făcute și ați venit cu niște cifre mai reale vis-a-vis de numărul de florării. Aș vrea să vă reamintesc că noi de la asociație am făcut o scrisoare deschisă semnată de multe alte organizații care reprezintă societatea civilă și care vă aduc la cunoștință faptul că lucrurile pe care dumneavoastră în momentul ăsta le puneți pe masa discuției sunt discriminatorii și că oamenii ăștia au nevoie să-și păstreze locurile de muncă. Pe noi ne-ar interesa foarte tare să vedem aceste criterii pe care dumneavoastră, cu care ați venit acum, să le vedem înscris, să ni le comunicați și nouă, pentru că în continuare sunt destul de discutabile. Sunt multe alte societăți comerciale care funcționează pe spațiu verde și care nu au niciun fel de problemă. De asemenea, reamintesc faptul că sunt multe, multe alte societăți comerciale care au datorii foarte mari la bugetul de stat și asupra cărora... Nu stau pe spațiu public, sunt în închiriere, dar în același timp rămân cu datorii, da? Și bugetul local are de suferit. Iar acolo măsurile le aplică diferit administrația locală. Oamenii primesc notificări, se pun popriri pe cont acolo unde este cazul. Oamenii ăștia trebuie să fie informați cu privire la situația lor financiară, exact cum se întâmplă și în cazul altor societăți comerciale. De asemenea, ați zis că se poate face această solicitare prin care oamenii să-și poată eșalona datoria. Sunt convinsă că toți oamenii care au datorii nu fac această meserie pentru că sunt bogați și faptul că au datorii vă arată că nu fac altceva decât să ruleze niște bani din care să supraviețuiască și din care să trăiască de la lună la lună. De asemenea, vă ajutat are... Doamnă, vă contrazic. Unii fraieri și alții șmecheri. Întotdeauna capitalismul asta face. Sunt oameni foarte sărași și oameni foarte bogați. Așa cum și românii sunt foarte bogați și unii foarte sărați, la fel se întâmplă și atunci când vorbim de romi. Sunt unii care vor avea bani și unii care nu vor avea bani. Și atunci trebuie să avem grijă de cei care au... Dumneavoastră vorbiți de romi, eu nu vorbesc de romi, eu vorbesc de florari. Dacă dumneavoastră vreți să faceți acest lucru... Toți care sunt acolo sunt romi. Toți care sunt acolo sunt romi, da? Asta deci este susținerea dumneavoastră. Eu nu știu acest lucru și nu am verificat acest lucru și nu mi se pare normal să-l verific. Nu, pe atunci vă comunic eu că oamenii de acolo sunt romi, oameni care mâine, numai puțin, oamenii ăia dacă mâine rămân fără locuri de muncă, nu o să-i angajeze nimeni.
Și dumneavoastră nu luați acest aspect în calcul. Sunt ba oameni da, iau, care există florării care angajează luați. Oameni. Nu, dumneavoastră nu luați în calcul faptul că oamenii ăștia de mâine s-ar putea să vină pe ușile dumneavoastră și să vă ceară acel banal ajutor social, dar din care oricum nu se poate trăi. Iarăși cerem și susținem în continuare să nu aplicați acest criteriu prin care oamenii vor trebui să concureze între ei. Da? Criteriul acesta asta, de primul doamnă, venit... N-am fost atentă. Da. Ba da, am fost foarte atentă, dar în același timp am înțeles și faptul că doriți să achiziționați dumneavoastră ca și primărie alte chioșcuri. Femeile astea, de fiecare dată când se apropie alegerile locale, sunt o minge de fotbal. Da? Sunt o minge de fotbal, interesele lor nu sunt reprezentate și sunt folosite în alte interese, despre care eu nu vreau să vorbesc acum, dar reamintesc acest fapt că la fiecare 4 ani trebuie și sunt învârtite de colo-colo. Da? Tocmai de aceea oamenii nu își pot păstra continuitatea, din cauza asta au datorii pentru că nu au stabilitate pe locurile pe care încearcă să-și câștige pâinea. Vă rog tare mult. 2013 e hotărârea de Consiliu, doamnă. Cum n-au stabilitate? Da, domne, și din 2013, de ce până acum nu s-a discutat niciodată despre datoriile acestor oameni? De ce până acum nu a venit nimeni cu notificări către ei? De ce nu a fost niciun interes ca oamenii ăștia să intre în legalitate, să-și plătească datoriile, să existe această eșalonare? Tocmai pentru că interesele lor nu sunt prioritare și devin prioritare interesele lor în momentul în care se apropie alegerile. Vă rog tare mult, nu invizibilizați, repet, că sunt femei rupte acolo, care de mai bine de 30 de ani, dați voie să vorbesc, vă rog să mă ascultați, vă rog să mă ascultați, că eu v-am ascultat mai bine de o oră, da? Sunt femei care de 30 de ani practică această meserie. Gândiți-vă și dumneavoastră că asta trebuie să fie o condiție de prioritate. Dacă femeia asta a stat 30 de ani și toată viața ei a făcut munca asta, unde se va duce femeia asta? Ce o să fie nevoită să facă? Iarăși veniți și faceți comparație. Să vă spun că nu este o meserie. Nu puteți să mă întrebați. Trebuie să mă lăsați să-mi termin, pentru că eu am ascultat și am ascultat pe toată lumea și este dreptul meu să vorbesc. Faceți comparație între îmbolnăvirea unei pisici și îmbolnăvirea unui copil. Îmi dați voie să vorbesc și eu? Îmi dați voie să-mi termin ideile? Noi suntem dezavantaj. Noi plătim taxe și impozite, dar nu primim pensie. Exact. Dar nu sunteți meserie. Da? Avem un serviciu. Da. Vă rog, doamnă. Doamna din online? Da. Am crezut că continuați dumneavoastră discuția. Asta ziceam, că sunt femei care nu vor avea ce să facă după ce această măsură va intra în vigoare. Vă rog tare mult, țineți cont, trimiteți criteriile și haideți să stăm de vorbă să găsim soluțiile cele mai potrivite pentru n-ați femeile astea. N-ați propus nicio soluție, doamnă. Suntem în consultare publică de peste o lună și n-ați propus nicio soluție. Da, noi v-am trimis. V-am trimis scrisoarea deschisă. Se pare că n-a ajuns la dumneavoastră. Am venit și am început să monitorizăm ședințele. Nu are nicio soluție scrisoarea aia. Am început să monitorizăm ședințele de consiliu ale primăriei sectorului 2. M-ați văzut data trecută în ședință. Vom continua acest proces în care monitorizăm modul în care se va discuta despre interesele femeilor care practică această meserie. Repet, noi vrem să se renunțe la acest criteriu și mai mult decât atât să se dogmească și bărbați care practică această meserie. Da, acești bărbați au învățat meseria de la mamele lor, da? Tocmai asta vă și zicem noi, că femeile astea sunt lăsate așa, la voia cui dorește să fure această meserie. Repet, vreau să aș dori să se întocmească în cadrul primăriei o comisie care să meargă la pas. Eu vă învăț să faceți dezvoltare comunitară, să știți. Merg cu dumneavoastră la pas și să găsim, luăm fiecare florărie și să vedem ce este în neregulă acolo. Dacă trebuie mutată 5 cm, 10 cm, 2 metri, 7 metri, haideți să găsim soluțiile să păstrăm. Știu că sunt cele mai multe florării în sectorul 2. Asta pentru că aveți cea mai mare comunitate de rom tradițional florari în sectorul dumneavoastră și ar trebui să vă mândriți, pentru că florăresele dau un colorit aparte sectorului. Totuși, meseria de florărese face parte din patrimoniul imaterial al culturii rome. Sunt lucruri pe care ar trebui să le valorizați.
Cel puțin asta erau așteptările mele de la USR, să înțeleagă lucrurile astea legate de comunitățile minoritare. Da? Știu că colegii mei din societatea civilă v-au abordat pe la diferitele evenimente la care ați participat săptămâna trecută. Cu siguranță veți mai participa. Salutăm aceste participări ale dumneavoastră, dar haideți să găsim soluțiile potrivite. Pentru că nu degeaba societatea civilă s-a aliat cu asociația. Mulțumesc mult, doamnă. Aștept propunerile dumneavoastră constructive. Aștept propunerile dumneavoastră constructive, în afară de discursuri din acestea înălțătoare, dar fără niciun fel de propunere pragmatică. Când o să veniți cu o propunere pragmatică, o să o discut și dacă dumneavoastră puteți să mergeți la pas și să faceți acele lucruri pe care spuneți că trebuie să le facem, eu o să țin cont de ele, dar vă rog frumos să veniți cu propuneri constructive, așa cum am venit și eu și cum le propun tuturor, ca cei care nu se găsesc pe listă să poată face acest lucru. Mulțumesc mult. Vă rog, domnul. A fost. Nu decide o comisie, decidem împreună. O comisie a fost. Am 2,40 pe intervalul la pietoni, trecerea de pietoni. Pentru care motiv? N-am treabă cu colț de intersecție, n-am treabă cu nimic. Bulevardul Lacul Tei 109, puteți să verificați. Bulevardul Lacul Tei 109? 109. Asta este una din cele 5 florării de la Maica Domnului. De la Maica Domnului. Acolo trebuie să rămânem cu două. Nu știu cum să alegem care sunt cele două. O să ținem cont. O să, nu. Păi vă spun eu care este, că ne trebuie o regulă. Știți care o să rămână? Cele cu taxele la zi, dacă sunt. Cum mi se pare și normal. Cine-i cu taxele la zi, rămâne. Foarte corect. Este foarte corect. E foarte corect. Și așa noi o și să facem. Zi, da, corect. Așa o să facem. Bun. Să se verifice, că deja apar pe lista care ne... Am înțeles. O să refacem această listă în urma dezbaterii. Chiar vă rog frumos. V-am zis că lista nu este bătută în cuie. V-am zis că puteți avea o propunere nouă. Da, domnul primar. Da. Atât am avut de spus. Bun. Mulțumesc mult. Doamna cu pălăria verde. Mulțumesc. Eu totuși am o nelămurire. Dumneavoastră spuneți că în 2013-2014 s-au făcut locuri pentru 170 și ceva de florele. S-au votat în Consiliul Local, da. Din care, bun, 47 nu există, deci au rămas 127. Toată lumea e de acord pe numărul ăsta. De ce, dintr-o dată, nu mai avem nevoie de 127, avem nevoie doar de 71? Am înțeles că sunt anumite reguli, dar de ce în 2013 existau, de ce era loc pentru 174? Nu erau aceleași reguli în 2013? Nu erau aceleași reguli, nu. Bun, și văzând că cu noile reguli cu care sunt destul de rezonabile, rămâne loc doar pentru 71 în avansament. Rămân loc pentru mai multe, dacă găsim alte locuri. Păi și asta este întrebarea mea. N-ar fi mai simplu, în loc să spuneți oamenilor că le desființați 56 de afaceri familiale, din care oamenii ăștia își duc traiul și își hrănesc familia, în loc să spuneți că le desființați, să dialogați cu ei și să găsiți alte amplasamente, să rămână 127. Bun. Unul la mână. Nu pot să rămână 127 în condițiile în care este evident că unii dintre ei au datorie 55.000 de lei. 55.000 de lei, în cât timp poate să plătească un florar 55.000 de lei datorie la stat? Păi asta trebuie tocmai, de exemplu, cei de la, cum îi spune, asistența socială să intre în dialog cu dânsii și să vadă de ce nu-și pot plăti datoriile astea. Poate au alte probleme financiare și atunci poate să intre într-o structură împreună cu ăștia de la social să discute. N-au plătit niciodată nimic. Păi și atunci să se înțeleagă de ce unii n-au plătit, dar voilà, poate au fost niște probleme, administrative. Nu puteți să spuneți că sunt okay. Răuplatnici din reavoință toți. Nu puteți să spuneți lucrul ăsta. Nu, de asta avem dezbaterea asta. Păi și atunci, ca să înțelegem. Haideți să nu mai spunem că desființați 56 de locuri, ci că 56 de locuri sunt problematice și să găsiți soluții pentru dânsii. Din cele 56, mă scuzați, din cele 56 care există pe locație, 25 erau închise ieri. 25. Păi și n-au voie să-și iau o zi liberă, poate? Majoritatea nu. Erau unii care erau cu marfă. Da. Dar nu puteți să vă bazați decizia pe o singură zi. Nu, nu, nu. Au fost mai multe zile. Eu vă spun așa.
Când s-a luat această decizie, a fost o echipă, o comisie, dacă vreți să-i spunem așa, dar a fost o echipă, n-a fost o comisie, din primărie, care a verificat toate florăriile pe o perioadă, a monitorizat toate florăriile pe o perioadă de o lună. Această perioadă de o lună a cuprins luna martie, o lună care este foarte importantă pentru florari. Unele dintre florăriile propuse spre desființare au fost închise de 1 și de 8 martie, nu toate, dar unele. Nu-mi spuneți că există vreun florar. De cine ziceți dumneavoastră a avut o supărare mare? I-a murit o fată de 21 de ani, ea nu putea să iasă atunci. Nu e treaba mea că nu sunt neam. Dar știu de cine ziceți. N-a putut să iasă. Vă dați seama la ce supărare a fost, că a murit un copil de 21 de ani. Haideți să vedem și niște fapte, nu doar vorbe. Că momentan o poveste lacrimogenă care nu ne costă nimic, poate să spună oricine, despre oricine altcineva. Da? Deci o poveste din asta de stors lacrim, ne pricepem cu toții să spunem. Haideți să vedem dacă este și reală această situație. Păi, să vedem dacă e reală, că o poveste poate să spună oricine. Dar nu puteți să o tratați pe doamna drept mincinoasă acum. Ce spuneți? Nu puteți să spuneți că doamna e mincinoasă acum. Nu, a zis, doamna poate nu știe, că nu vorbea de dumneai. Doamna zicea că e cineva despre care a cunoscut. Cineva suntem cu toții, să știți. Trebuie să țineți cont și de spiritul comunitar al oamenilor, înainte da, să vă... Ținem cont de spiritul comunitar. Deci, vă rog, dacă aveți... Deci nu este acceptabil... Să stăm pe spațiu public, să nu plătim și să încercăm să funcționăm, să nu plătim taxe. Nu e acceptabil, indiferent ce mi-ați spune. Domn primar! Vă rog. Vă rog. Da. 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 Alo! Vă rog. Cine cu avizele și cu taxele la zi plătit are vreo problemă? În ianuarie 2024. Aștept propuneri de la dumneavoastră pentru îmbunătățirea listei și regulamentului. Că de asta suntem în consultare publică. Aștept propuneri pentru modificarea listei și pentru regulament. Domn primar, vă rog frumos. Suntem și noi femei bătrâne, suntem femei bolnave, suntem femei puncite. De o viață întreagă. De când ne-ați anunțat că se întâmplă ce se întâmplă cu florăriile noastre, nu mai avem somn, nu mai avem poftă de mâncare, nu mai avem putere noi, ne vine salvarea acasă, suntem bolnave de inimă. Vrem să știm și noi ceva, că e albă, că e neagră, explicați-ne pe înțelesul nostru, că nu toată lumea avem carte. Suntem și din alea mai proaste, care nu avem carte. Astea mai tinere au carte, astea bătrâne poate suntem mai proaste, mai bătute în cap. Vrem să știm și noi ce facem. Ați ales 71 de locații, da? 71 de locații. Le-am propus. Le-ați propus, poftim, le-ați propus. Foarte bine. Astea 71 de locații sunt locațiile sau rămân și florăresele? Doamnă. Vedeți, noi nu înțelegem, domn primar. Foarte bine, doamna. Da. Mai bătrâne, nu înțelegem. Trebuie foarte să știm asta și cu cei care sunt, cu cei care ați spus că sunteți mulți, sunt mulți interzi. Asta am vorbit și eu mai mult. Dacă rămân... Nu reușesc să vă înțeleg că vorbiți prea mulți. Da, vă rog. Cei care rămân, ați spus în intersecție, că unde sunt mai mulți, da? Că îmi pare rău, poate să nu vă supărați pe mine că m-am băgat. Dar nu vorbesc numai numele meu, că noi vorbim toți, unul pentru toți. Dacă ridicați 2-3 din acele intersecții, care sunt mai multe. Ajutați-mă să găsim niște soluții rezonabile, dar pentru cine are taxele plătite, atenție. Desfințați de tot sau puteți să lăsați mai într-o parte. Pentru că și ei au familie, și ei trebuie să mănânce. Au copii acasă. Vă rog eu frumos, ați vorbit de când ați venit. Lăsați-mă și pe mine 2 minute. Că la mine la 2 zile vine salvarea. Că sunt bolnavă de inimă. Eu fac parte dintre cele 71 de locații care le-ați ales. Adevărat, am avut foarte multe probleme. Păi și de ce n-ați mai dormit, doamnă? Și am datorii, dar nu din alea, cum ați spus dumneavoastră, de nu știu câți ani.
Nu. Dacă eu, de exemplu, vin și fac o cerere, nu știu, că o dau lui domnul Dincă, că o vin la primărie. Nu, nu o să permit vânzarea. Nu o să permit vânzarea. Pentru eșalonare, domnul primar, ca să plătesc. A, ok. M-am propus, fac pe dracu-n patru. Pot să stau liniștită și trez mâine, de mâine la muncă și să zic, trag, muncesc și plătesc, dar să numai să fiu liniștită, să zic că nu vine nimeni să zic ieși afară. Acum câteva seri a ridicat-o pe vecina de lângă mine. Era băiatul meu la tarabă, eu eram acasă și m-a sunat. Când m-a sunat, am zis au și am dat telefon la salvare. Două florării s-au ridicat în ultimele zile, dacă nu mă înșel, pentru că trebuie să facem altceva, nu se mai... Mai găsim dimineața florării? Nu. S-au mutat ambele? Da. Bun. De ce, dragul meu? Deci, ce vă... Ok, m-ați întrebat, pot să vă răspund? Vă rog frumos, opriți-vă! Liniște, vă rog! Liniște. Da, s-au mutat, înțeleg. Nu, nici măcar nu s-au ridicat, s-au mutat. Bun. Doamna acolo a ridicat. Pe Colentina aia în față la Penny. Da. La Olga. Nu știu, că sunt multe stații de autobuz. Ok, în sfârșit. Deci, ca idee generală. Încercăm să găsim soluții care să respecte aceste reguli, dar trebuie să mă ajutați. Dacă îmi spuneți că toate trebuie păstrate pe locurile alea, nu am nicio șansă, vă spun sincer. Dacă pare rezonabil că vă puteți plăti taxele, puteți face o cerere pentru acest lucru. Cum trebuie Bun. Să fac? Că eu plătesc, cum trebuie să procedez? Cine vrea să facă eșalonare de taxe, o să vă rog să ia legătura cu domnul viceprimar Andrei Panaitescu pentru acest lucru. O să poate organizăm o întâlnire fix pentru chestia asta. Să vedem și analizăm dacă se poate. Da. Că la unii nu se poate. Mă scuzați, nu o să cred pe nimeni că o să-mi plătească 55.000 de lei dar în niciun timp. Primar, că nu se nepună. Unii cu 39, alții 55 e cel mai mult. Avem și cu 105. Aia să nu-mi spuneți că florăria asta o să plătească vreodată 105.000 de lei, adică un miliard de lei vechi. Nu, sunt multe. Sunt multe cazuri. Cu 55, mai sunt cu 39.000, cu 42.000. Nu o să plătească. Nu mai am nicio șansă. Asta spun și eu. Deci, atenție, vă rog. Domnul primar, ce spuneți? Eu vă mai întreb și altceva. Suma asta mare este pentru loc, da. Că e neplătit de 10 ani. Da. Domn primar, vă rog frumos! Da. Că nu era în vechiul regulament. Că nu era în regulament că se desfințează. În nou regulament o să se desfințeze. Domn primar, vă rog frumos, răspunsul și pentru mine. Stați, că nu pot să vorbesc cu mai multă lume deodată. Vă rog. Răspunsul pentru mine, vă rog frumos. Deci dacă eu plătesc, pot să stau liniștită, să ies liniștită, să muncesc? Să știu că nu mă dă nimeni afară. Nu vă știu speța dumneavoastră. Nu vă știu speța dumneavoastră și nu s-a luat încă o decizie finală, că nu s-a votat în Consiliu acest lucru. Dar din punctul meu de vedere, dacă îmi spuneți că sunteți, dacă îmi spuneți că sunteți printre cele 71 și că vă puteți plăti taxele, că eu nu știu asta. Să le plătesc, domn primar, fac pe dracu patru. Nu știu. Atunci, da, puteți să continuați. Dar nu pot să zic pentru toată lumea, o să mă întrebe toată lumea acum. Eu pot, n-am cum să vă zic asta. Eu l-am până în aprilie 26. Am înțeles. Dar v-am mai spus, v-am răspuns la asta. Faceți-mi o hârtie sau un ceva în care veniți către mine și îmi spuneți că aveți o situație, că v-ați plătit. Mai ales dacă aveți pe un singur an, eu cred că puteți să plătiți taxele acum. Da, clar. Nu există datorii pe care. Bun. Deci, haideți ca să închidem discuția asta.
Ok, haideți ca să închidem discuția. Este un lucru pe care l-am înțeles. Noastră nu vă doriți licitație, deci nu o să luăm o variantă cu licitație. Bun. Ascultați-mă că mai sunt niște lucruri pe care trebuie să le decidem împreună. Asta am înțeles-o, da? Nu se face licitație, da? Mai sunt câteva lucruri pe care trebuie să le decidem împreună, că nu le știm nici noi și trebuie să ne consultăm cu dumneavoastră din punctul ăsta de vedere. Cine are taxele plătite la zi și dacă nu încurcă traficul și așa mai departe, rămâne pe locație, da? E toată lumea de acord cu asta? În regulă. Da. Stați că mai sunt mai multe, lăsați-mă pe mine să le pun. Ok. Deci, cine are taxele plătite? După ce luăm o decizie, nu pot să vă dau un aviz după aia să zic că vreau să desfințez florăria. Nu pot asta. Da. Deci, păi dacă mă lăsați să vorbesc atunci, deci am înțeles-o pe asta. Cine e cu taxele plătite la zi și poate să rămână pe loc, rămâne pe loc, da? Ce spuneți? Nu neapărat, chiar dacă sunteți pe lista de desfințare. Și acum vă contraziceți singur, nu vă supărați. Nu e adevărat. Dacă nu respectă 2 metri, dacă n-a... Da. Păi, dar sunt unii care sunt la mai puțin de 2 metri. Pe ăia, ăia nu pot să le garantez că rămân. Da? Vă rog, lăsați-mă să vă pun întrebările care mi se par relevante, da? Pe după aceea o să revenim cu o altă listă pe care poate o să o discutăm, domnule, da? Domnule primar! Vă rog! Domnule, nu vă garantează nimeni ceva pentru că trebuie să facem verificări. Domnule, da, primar! Da. Ascultați-mă, vă rog! Vreau să mă ascultați și pe mine 2 minute? Vă rog frumos! 2 minute, vă rog! Domnule primar, eu am florăria... pe Colentina, în fața restaurantului McDonald's, am spațiu 4 metri în față, nu sunt în stația de trolebus, am în lateral 6 metri, da? De ce sunt pe lista de desfințare? Pentru că sunt plătită. Ați terminat? Da, domnule primar. Bun, mulțumesc. Mulțumesc și eu. O să refacem această listă, așa cum am zis. Că refacem această listă, ținând cont și de aceste lucruri. Și o să o propunem, o să propunem o nouă listă în urma discuției cu dumneavoastră, da? Dar încă mai avem niște decizii de luat. Deci, cine este pe listă și are taxele plătite la zi și respectă toate chestiile astea, rămâne pe loc. Întrebarea este ce facem cu cei care, de exemplu, n-o să mai continue pentru că nu-și pot plăti taxele. Vor fi persoane care nu-și pot plăti taxele și nu le vor plăti niciodată. Și poate au o locație unde merită să fie o florărie. Acea florărie trebuie să fie dată cuiva. Și întrebarea este cum alegem pe acel cineva. Eu vreau cea mai bună soluție. Ajutați-mă aici, că nu știu să vă spun. Ei, atunci o să decid eu. Păi și asociația, domn primar, nu... Păi cu acordul asociației, domnule primar. Dar termenul de plată a fost dat, mă scuzați. Ok. Vă rog, doamnă. Da. Vă rog. Mai am... cu toate. Da. Și n-am avizul pentru anul ce vine. Nu vi-l pot da până nu știu dacă vă păstrează locația sau nu. Nu vă știu cazul fiecăruia în parte. Dacă nu respectă regulile alea, dacă nu sunteți pe listă, nu sunteți pe listă, ascultați-mă, nu sunteți pe listă dintr-un motiv. Motivul poate să fie că n-ați lăsat suficient spațiu, că încurcați un semn de circulație sau cele pe care le-am spus. Ascultați-mă, nu le știu pe fiecare.
Sau poate sunteți prea multe într-o intersecție. Nu vă știu cazul fiecăruia în parte. O să refacem lista și în funcție de datorii și o să îi favorizez pe cei care sunt cu datoriile plătite la zi. Asta vă zic din primă, că asta o să fac. Cine are datoriile plătite la zi o să fie favorizat, că e normal să fie așa. Refacem această listă și din punctul meu de vedere. E posibil ca pe această listă să existe, culmea, chiar mai puține florării. Să știți, e posibil să fie mai puține florării decât 71. E posibil. Dar întrebarea este dacă se eliberează vreo florărie din cauza că nu-și poate plăti taxele cineva. Cum o alocăm? Asta este o întrebare la care m-ar ajuta să știu cum vreți dumneavoastră. Să plătească mai întâi. Dacă n-a plătit. Păi poate găsește o formulă. Bine, decid eu, am înțeles. Dacă acei oameni care au CTC-ul de la Poliția Capitalei, CTC-ul, că nu încurcă circulația, au avizul de la Primăria Capitalei, că nu încurcă. Da, la mine, la Piața Rosetti. O să vedem. Nu vă pot garanta că dacă există avizul CTC, e sau nu e bine, dar analizăm fiecare caz în parte. Ok, foarte bine. Bine. Deci, am înțeles acest lucru că dacă nu reușim să facem fără licitație, adică că nu o să facem licitație, asta unul la mână, că nu vrea nimeni, că lumea rămâne pe locație și îmi pare rău, cine nu respectă regulile astea va trebui să fie pus pe lista care se va vota spre desființare. Da? Și ce spuneți? Calea Moșilor cu Traian. Calea Moșilor cu Traian. Moșilor nu se intersectează cu Traian. Unde se află? Unde? Ok, gata, am înțeles, da. O să văd cine e cu taxele plătite la zi sau nu și atunci e posibil să refac lista. Da. Mai vorbesc 2 minute după aia. Mă scuzați! Nu mai strigați între dumneavoastră, că vreau, mai am 2 minute și trebuie să mă duc să-mi iau fetele de la grădiniță. Vă rog frumos, 1 minut, lăsați-mă să spun ceva. Bun, deci o să refacem această listă, o să o punem tot așa, o să o punem în consultare, lista asta. Vă zic, v-am zis în funcție de ce se pune această listă în, din nou spre consultare pentru toată lumea. Dar v-am zis cum, după ce criterii. Haideți că nu mai zic o dată. Da. Lista poate și să scadă și să crească. Da? Poate și să scadă și să crească. Asta vreau să vă spun. Mulțumesc. Domnul primar, 30 de secunde. Dacă pe intersecție sunt 5 florării și toți are taxele plătite, sunt la zi, ce e de făcut? Nu e cazul. O să păstrăm 2. O să găsim o variantă să păstrăm 2 și poate îi mutăm pe ceilalți, dar nu e cazul nicăieri. Da, și poate îi mutăm pe ceilalți altundeva. Că și asta e o variantă, să fie mutați altundeva. Da. Nu. Bun, mulțumesc. Ne reauzim.